Salutare, prieteni! Ia ține că te întoarce camera. Să n-apeși pe ecran nimica, da? Nu avem voie să apăsăm prieteni, facem cursuri. Prieteni, uitați ce facem aici, facem păpică. Bună! Bună! Gătim! Facem mâncărică, băi, cu Johnny. Johnny manivelă spală tăvide. Eu curăț ciuperci, ia te să-mi iau un bol. Haide, Johnny, o manivelă. Olga a declarat căsătoria noastră falsă. Nu, nu, nu e, nu e adevărat. Dau și pe mass media. Lasă că o să le arăt actele în exclusivitate la mine pe canal. Deci șefa originală, ia uitați, prieteni, a declarat falsă. Nu ia. Doar falsă, a spus că cum a putut. Uitați, prieteni, facem și mici, da, la tigaiele facem. Și campania asta, cum o facem, Ioane? În gură, în guhără, în guhără. O, la rece, la rece. Cătă, unde ești, frate? Aici sunt, la rece. Să vezi de acolo. Stai să spun da, că da, se vede perfect. Să vedem, mă, cum merge șampania. Ia să vedem, hai. Ia să vedem cum ce se întâmplă cu șampania asta. Am luat lui Almic la ziua lui Alinelu. Nu, cum îl cheamă, lui Bădiță. Lui Bădiță, am luat două șampanie. Spune că îi doresc multă sănătate lui Bădiță și un dau. Am luat două șampanie din Germania nemțești. Dacă nu am și moieta, astea sunt mai bune. Îi dăm ce vrea el. Îi doresc multă sănătate lui Bădiță. Și mâine, urmează Master Chef. Ioane. Ia de și tu repede paharele alea de mele. Uite acolo, spalele. Uite acolo, no, no, no. Spalele. No, se le spală. Ui, spălate, dar... Deci, mie o stai să spun cu Olga cine a făcut. Ce a făcut? Deci, a zis că căsătoria noastră este falsă și că nu este valabilă dacă șefa lui Alin, Olga, originala, nu a fost prezentă. Doamne! Da, bă, da, dai sau, mâine, mă! Și ce face fără șefa originală? Hai să mă! Nu, bine, mai, mai facem o dată, ca să vină și el. Ia e șefa lui Cocai. Ne inundăm, mă! Abă, ne inundăm! Bine, hai, Ioane, vină cu ace. Hai, cătă să punem în pală. Doare, cu la tavă! Aude-o! Ia-o și pe a doua, ia-o pe a doua de acolo. Hai, 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 hai. Cătă, vină cu a frate. Cătă, filmați de la vecin. Ce fac? Vezi cum pui ciuperci alea, uite, în cartul. Nu, lasă-le, lasă-le. Să-l lasă-l pe aici. Da. Colț de-o coacă. Păi filmez aici. Un sac, Cătălin oficial. Hai să filmăm puțin pe Leo. Oficiala. Uitați, prieteni, îi punem lui Ioane un pahar. Atât îi pun lui Ioane, nu-i pun mai multă. Faci bani. Prieteni, o să beau și eu. Pentru nunta lui Alin, Mihaela, da. Vino cu aceste ciocmii un pahar, că eu n-am fost la nuntă. Da, bravo, să facem inaugurarea acum. Da? Păi da, dar tu o să fii la nunta aia mare, asta a fost ceva... Noroc, casă de piatră, să vă dea Dumnezeu, galben mulți. Doamne ajută! Și să fiți cele mai mari vedete din România. Păi o să fie, că ne ajută. Nu altă lume care să uită la noi. Așa e. Da. Doamne, noroc, ajută. David, să treci. Împreună cu domnul Iose. Mamă, e bună rău șampania. Chiară șmecheră. Oh, ce zici? Belea. Aula. Bună, bună. Și roze. Nu mai beau un pahar, prieteni. Și mă duc la gară, mă duc la somn. Păi trebuie să mănânci prima dată, că pregătim aici mâncare, să vezi ce specialități. Facem ciuperci cu parmezan, pui la cuptor. Ia să vezi ce să pregătim. Ioane! Adă un pahar să-ți pun și ție, pentru că să sărbătorim nunta lui Mihaela. Ne pare rău, Olga Opiciana, că nu e aici, Olga Originala. Tu tot zici, a început telenovela. Hai să înceapă telenovela. Hai, adă-mi coace un pahar. E stat european, un pahar. Adă un pahar. Mai adu un pahar, domnule. Așa. Doamne ajută. Aline, doamne ajută. Îți bag apă. Ion, la nunta mea aia mare vreau să fii cavaler de onoare. Da, stai puțin. Aline, sună poste. Hai că la ușură. Mă bag apă. Să fie sărăcea pe capul tău. Noroc, gata. Dar nici pahare nu se bea prin ei, se bea cu... Vrei și tu cu o caie. Doamne ajută, Miela, să fie. Doar așa ca să pui pe buze, da? Noroc, uite, doar pui pe buze, da?
Doar pui pe buze și gușcă. Hai să dăm noroc, casă de piatră, Mihai era și Adin. Casă de piatră, Mihai. Noroc cu care, cu care nu bea, dă noroc. Hai, Doamne ajută. O, Doamne, să trăiască. Bine că e aici, ai Ondileaua. Olga originală nu e aici. Zii mai Ondileaua că ești tu aici. I'm sorry, iar Olga. I'm sorry, Olga. I don't, never. Never forever. Cred că intrăm în scandal de fiind cu Olga după ce vede că am băut și șampanie fără ea, dar asta e, ne asumăm până la capăt. N-avem ce să-i facem cu Olga. Da? Haide, Cătăline, la bucătărie. M-am întors la mine la bucătărie. Hai, Cătălin, că merge banda. Să nu dai zoom-uri și de alea cum faci tu. Nu, nu dau zoom. Hai, arată acolo ciupercile cum sunt. Dar pune-te aici mai bine. Dar sunt frumoase ciupercile astea, le-ați zimerit bune. Celelalte au fost... Da, da, ce cum vreau să-i spălă. Ioane! Și eu tot așa vreau. Tot așa vreau. Să nu le lași mult. Să ne bagă mai la final, nu le bagă. Da, bagă puțină sare în ele. Dar nu le pună frumos. Și știi când punem parmezanul tot la final. Ioane! Ca să topească un pic în el așa. Băi, Ioane, I'm sorry. Never forever. Unde-i sare? Unde ești, I'm sorry? Unde e ăla de sare, Cătă? Da, aici. Iată. Mamă, ai venit cu am, sorry. Când mă gândesc mâine și am de pregătit. Uite tava aia nu-i făcută. Dacă... Mamă, du-te, hai să spunem despre ziua lui Băziță. Când mă gândesc mâine și am de... Și tu ai fost angajat ca bucătar. Nu, voi fi angajat, dar... A fost angajat, dar mâine primește banii. Știți cât bani primește? Eu am zis să-i dea 50 de lei. Nu, dar el primește 1 milion! Bun, bun. Bravo, bravo! Merită, merită, pentru că Ion este... Ion este Dileaua. Da. Pe bune, Ion Dileaua e bucătar de bucătar. Serios? Ce faci? Da. Dă la pește sau... Nu e orice bucătar. E, bucătar care dă la pește. Da, mă, da. Gata, domnule, dă-mi un iepătorul. Da, vreau doar să curăț, gata. Lasă-l așa. Așa. Pare așa. Bine, tu. Da, Ionule. Aștepți tu că dă-i la pește. Așa, Ionule. Cătă, nu-mi place cum primesc, frate. Hai lasă-mi pe mine, Cătă. Ai emoții? Omul ne-a spus că el trebuie să facă curs de așa ceva. Uite, da, mă, da, vezi că mâine trebuie să plătești cursul, Aline, dacă vrei să te filmezi, îmi plătești cursul și atunci... Da. Să-i dea mama lui Orga originală, să-i dea 2000 de euro să facă cursul. Aha, să aștepte. Deci spune-nu mama ta, Cătă, pentru că spune că te țin eu aici. Spune că tu vrei să rămâi ca să-ți urmezi visul de cameraman sau deci, de ce vrei tu moderator. Până la urmă, cel mai important lucru nu sunt nici banii, nici nimic. Lucrul cel mai important este în viață să faci ceea ce-ți place. Și prieteni, eu vreau să fac ceea ce-mi place. Vreau să fac cursuri de cameraman și hai, alte oameni, cursuri. Pară. Ca să pot să ajung la un nivel în care hai, să mă simt în pielea mea până deci mai pe scurt, Olga, Cătă nu mai vine acasă. Nu mai vine acasă, stau lângă domnul Leo și o să avem un video. Bă, să spune, chiar lucrăm la un proiect pune secret bani, și de... Pune de că te-ai Nu mai spune. Nu am nicio gagică, Doamne ferește. Fără gagică, rămâne mister. Să n-audă oficială, să nu-i spună prietenilor. Dar să nu-i spună prietenilor. Sunt beleciu pe cele serios, dar și frumoase sunt. Și prietenii chiar lucrăm la un proiect, dar asta o să vedeți mai târziu. Rămâneți alături de domnul Leo de la Strehai, acolo o să aveți ce să vedeți. Cât e tare? Ia uite, pe bucătarul Cocaie. Da, dacă nu vreau să vin. Ce mai? Ah, păi, ai venit să vă faci bine cu Anca. Ai primit tu cadou. Telefonul care era pentru Dana a ajuns la tine. Nu? Ce noroc pe capul tău, cum ai avut un noroc ăsta, nu știu, Ioane. Pe bune, Ioane. Nu știu cum ai avut norocul ăsta. Doni manivelă. Ce frumos să vedem spatele vostru. Ia uitați-vă cum i-a pus-ul. Oh, da. Hai, John Manivelă. John Manivelă. În seara asta nu mai avem pe televizie, nu mai avem invitați. Pui și vegetă puțină. Pune, pentru că... Salam.
Pentru că, da, televizion s-a dus la Salam, pentru că Salam cântă în seara asta și s-a dus acolo. Televizion e moderatorul nostru. Nu mai avem moderator. Da, dar mai va trebui să punem să aleagă. Ori cu mine, ori cu Salam. Trebuie să aleagă. Ion. Ori cu mine merge la televiziune, ori dacă nu cu Salam, să rămână cu Ion, tu ce ai ales? Ion e al nostru, e bucătarul tău, Aline. Da, dar bucătarul nostru ăla ne-a trătat. Bucătarul nostru așa ne trădează în fiecare, de fiecare dată. Da. Mereu fuge la distracție. De unde l-a găsit pe domnul Radu, pe nașul tău? Că era prietenul meu înainte, când eram acționarul la echipa de fotbal. Ce știe bucătarul? Bucătarul eu mi-am cheltuit banii 50 de milioane de euro și bucătarul ce face? Mănâncă și bea el. Bucătarul ne-a vândut pentru un pulcer. Da, îl face cu acel? Da. Da, oi, nu fie aia. Ne-ai vândut bucătarii. Chiar nu e problemă că e nașul nostru, e domnul Radu. Te pupăm, domnul Radu, te pupăm. Te pupăm, domnul Radu, nașul nostru. Nașul Alin. Suntem supărați că bucătarul a luat-o de capital. Bucătarul ar trebui să-și caute și el alt prieten în altă parte. Îl are pe nasul lui, pe Marian, să ne lase în pace pe noi cu nasul nostru curat. Așa trebuie să facă bucătarul. Toată berea de la Sârbi o bea el. Noi nu bem niciuna. Ce să facem acum? Noi cu Nearadu, cu nasul lui Alin și al lui Mihaela, bem șampanie, moieturi de-astea, la boa, la mandalu, la... Da, astea care nu știe bucătarul nostru de la Strehaia. Domnule, mergem la Istanbul ăla, la Salzbaie, cu sare. Da, abia aștept, abia aștept. Mergem să ne pună sare acolo, nici nu știu cum îl cheamă. Salzbaie, nu Stret, se cheamă restaurant. Dar pe el cum îl cheamă? Salzbaie, parcă, nu? Ia. Parcă da, parcă așa. Nu știu cum îl cheamă. Da, Ioane. Mă, ce faci? Băi, Ioane, ia asta, pune aici de tava. Johnule. Așa. Ia, Johnule, bea. Mamă, uitați cum stau cuiandrii noștri. Da. Bea un limon, că mergea așa un pic de mine. Haide, mă, că geam. Ce sunt? Minogul tău? Nu ești minogul meu, mă, tu ești fratele meu de la pușcărie, ești nebun. Fratele Vitre. Bagă și apa aia. Mai bagă puțin apă, ca să bagi și puțin ulei. Și micii și cartofii face la tigaie. Deci cartofii face eu la tigaie, eu în beleaua, eu în dinaua. Bagă și ulei. Cum să te gândești? Mă, cum să te gândești? Ia întrebați, întrebați-l. Pune la fan că nu vrei să faci cartofi. Lui Ali, nu-i paci? Că e bucătarul lui. Îi fac, da. Las cartofi pe mâna lui Ion. Întreabă ce, cum i-am făcut-o? Nu, nu, eu mă ocup de cartofi. I-ai făcut praf de fiecare dată. Păi cum? Băi, nu, vină cu acest și pe cartofi la mine. Mor cu Ion. Doamne, Dumnezeu, ne-a lăsat singuri aici. John, manivelă. Ioane! Vină și pe curat, măcar. Trebuie să termine acolo. Cuptorul nostru s-a încins. Am aruncat jos. S-a încins, așa. Se încinge repede, n-ai văzut și nu știu cum merge cuptorul ăsta. Atât? Bagă și puțin apă de jos. Bagă cu apa așa cu... Belea. Atât? Atât? O să lipează așa. Dar bag pulpe, ciupece în urmă. Nu spune multă apă. Bun, hai ciupece în urmă acum. Le mai lăsăm? Sau nu? Bagă-le și bem seama din ele și după aia le punem iar. Și așa, merge. Ai înțeles? Când se fac seama, da, le bem. Nu știu, nu le dăm drumul acum. Ce? Bagă, că se fac repede. Păi nu micii, cartofii. Că sunt multe tigăi de cartofii, da, dăm timp ca să facem 2-3 tigăi. Să le fac eu acum. 2 tigăi. De ce e uleiul în tigăi deja? E tot de la cartofi. E avion. I-am prăjit eu odată lui David în el. Atât. E ulei, că avem prieteni. Eu la pușcărie îl cumpăram cu 17 lei litru de ulei, pentru așa era de scump. Aici e 5,90 lei. O, avem? N-avem ouă, că n-a luat eu, n-a uitat. Mergeau și niște ouă. N-am mâncat ouă la tigaie de 7 luni. Și eu aș fi mâncat niște ouă. Mâine ouă la tigaie. Dar lasă că facem mâine, că e prea încărcat. Și mici și ouă și alea ne cade greu noapte. Da, mai bine să mai lejereanu. Ce faci, Musa? Ia să te vedem și pe tine.
Nu ce să fac, am fost puțin nervoasă cu Olga ta, dar nu mai te poți enerva cu Olga, pentru că Olga este un caz pierdut, adică nu este cazul să te enervezi. Ne păstrăm calmul, oricum nu știu de ce vorbește Olga despre acte de căsătorie, când ea n-a avut niciodată nevastă, a avut vreodată titlul în acte, a purtat numele nu știu, ia hai dincolo, să vedem ce se mai întâmplă. Ioane, ce faci, bă? Fumezi, te-am prins. Domnul, te fumezi liniștit? Dar pe mine să nu o filmez, că mă vezi. Nu, dar nu mai bea, serios. În scurt timp se apropie ora 9:20 și o să intrăm live. Ani, șampanii nemțească, n-am cum să o las. Deci a pus o băutură pe mine de când a plecat Dana. Ioane, nu mai fuma lângă copil. Da, pe bune, Ioane. Zici că m-am bucurat că am pierdut-o pe Dana rău de tot. A pus o băutură pe mine rău de tot. Tu trebuie să ieși pe balcon când fumezi. Se iasă copilul afară, când fumezi. Nu te fumează pe balcon, frate. Așa. Cătă. Da. Vreau să știu de ce vrei să pleci acasă, ne părăsești, să ne lași la greu. Da, du-te la roșu. Și când o să devenim milionari. Nu, deci stai așa că s-a creat o confuzie. Păi eu, Aline, sunt aici așa cu un anumit motiv ca să poți să avem grijă de proiectul nostru. Și bineînțeles de domnul Leo de la Strehaia, mai bine zis. Păi și dacă abandonezi proiectul. Dar este o problemă. Este o problemă, prieteni, pentru că aș vrea și eu în sâmbătă și duminică ca să mă duc și eu acasă să stau și eu relaxat cât duci de puțin. Da. Dacă se poate. Nu se poate, Cătă. Nu se poate. Stai că vă dau acum servițele de masă. David, nu, Cătăline, nu, frate. Aici se lucrează, frate, ca pe bandă, 24 din 24. Noi lucrăm fără oprire, Cătă. Am înțeles, Aline. Trebuie să reziști, frate. Prieteni, fii puternic, știu că poți. Da. Poți sau nu? Poți sau nu, Cătăline? Cătăline, ești puternic, frate? Da, sunt foarte puternic, dar este complicat întrucât, prieteni, este foarte complicat cu aceste cursuri, întrucât avem nevoie de susținere materială. Lasă-mă în problemă de susținere materială. Să ne ridicăm la standarde. Ai trei bani ție pentru cursul al tău. 3.000 de roni. Da, 3.000 de roni la cursul de cameraman și mai trebuie 2.000 de roni, 2.000 de euro la celelalte cursuri. O, că am avut trei pare de șampanie, m-am amici. La specializare. Am înțeles. Acasă. Mamă, eu te părăsesc. Ce vă rog, Miha? Să vorbesc un pic cu prietenii. Dar haide să mai discutăm ceva important. Și prieteni, cine vrea să se o... Deci mai timp. Cu jata asta de la Strehaia care ne-am mâncat. Testez un cartof. Ia. Merge, bagă-i. Mai, las că-i bagă, ține. Da, treabă mea, Costi, da. Da, puiul meu, da. Ține tu, Cătă, ca să merg să-mi fac și treaba. Vezi că-s doi bucătare aici. Cătă, filmează și tu frumos acolo, în tigaie. Vezi că-s doi bucătare aici. Poți să fii mai explicit? Nu, aproape de tot. Doi bucătare aici. Deci ține mă apropiat de Ioane, dă-mi o paletă. Încercăm să ne ridicăm la cerințele lui. Păi vezi, îți fac eu curs. Păi dacă... Dă paleta, Ioane. Păi uite, eu nu mișcă. Lasă-te, nu, prieteni, glumim, bineînțeles. Gândesc ceva. Suntem niște adevărați profesioniști. Așa. Măi, prieteni, cam asta este treaba. Facem treburile aici, mâncarea, băutura, tot ce trebuie. Aline. Și o să revenim mai târziu, prieteni. Noi vrem să vă mulțumim, să vă dorim o seară minunată și ne vedem mâine. Nu, dragi prieteni, îi mulțumim lui Aline că și-a făcut cu mine și m-a bucur da, el. Da, da, da. Te pupăm. E adevărat copilul meu. Adevărat. Vă pupăm.